În perioada respectivă, sfârșitul secolului I, începutul secolului al II-lea, echipamentul unui centurion este aproximativ așa cum îl vedeți pe al meu. Bineînțeles, noi ca reenactori tot timpul considerăm că nu suntem suficienți de autentici și mai încercăm și mai facem. Facem și adaptările practice, pentru că noi, spre deosebire de cei din vestul Europei, nu suntem doar de paradă, ne mai și batem, ne mișcăm, ne aruncăm pe jos, prin urmare trebuie să fie aproape la fel de rezistente ca cele ale romanilor. Eu aș avea încredere că dacă acum aș putea transporta în timp, aș fi apt să mă bag în linia de luptă. Bine, ca și echipament, ca și fizic, mai am foarte mult de lucrat. Bun. Pe dumneavoastră? Pe acum... mine am, așa să o luăm de jos în sus, în picioare am niște încălțăminte care se numesc calcei. Mai aveau și un tip de bocanci decupați, așa ca sandalele acelea se numesc calige. Eu port astea închise pentru că vreau să fiu pregătit pentru orice tip de vreme. Și în al doilea rând, pentru că o crea, tipurile astea de protecție mă freacă pe gleznă și atunci vreau să fiu protejat de mine însumi. În plus, pe gambe am niște fascii, care la fel mă protejează de acțiunea ocreilor în mișcare. Iar peste am în momentul ăsta o tunică, așa arată o tunică romană, vedeți că arăt ca o veveriță zburătoare. Sunt 2 metri și ceva, 2 metri jumate de material, cât mai puține cusături și în momentul în care sunt dezbrăcat arăt așa. Ea în mod normal, după ce îmi pun toate pe mine, se va ridica astfel încât să arăt așa cum o purtau bărbații. Bărbații purtau tunica până deasupra genunchilor. Înțeleg. Și este făcută așa de largă, nu putem umbla ca la club, pentru că este nevoie de mișcare, de mobilitate. Prin urmare, faptul că este făcută în felul ăsta asigură de toate, inclusiv aerisirea. Materialele pe care le folosim sunt cât mai aproape de cele autentice, în special lână folosim. E bună și iarna că ține cald, e bună și vara că se usucă repede și nu ține cald, e răcoroasă. Prin urmare, luăm surse istorice și ne facem echipamentele ca atare. În mână am acum o focală, focale, așa se numește acest tip de eșarfă. Asta este făcută dintr-o lână amestecată cu in. Și port două, chiar dacă afară sunt 40 de grade, tot timpul am două fulare la gât. Motivul pentru care le port este, în primul rând, că asta de dedesubt mă protejează unde mă freacă armura pe claviculă. Și cea care vine pe deasupra, care este de in, o folosesc pentru că coiful, galea, cum se numește, are niște curelușe care pornesc de aici, de pe protecția de gât din spate, vin pe gât și se leagă sub bărbie. Prin urmare, curelușe acelea de piele freacă pielea gâtului, o pot răni, în felul ăsta sunt protejat. Prefer să rab căldură cât să fiu ca un tigrișor pe gât după aceea. Și ăsta era echipamentul zilnic? Până la elementele distinctive, am același echipament ca și soldatul roman. Deci în felul ăsta se echipau toți, pentru că era nevoie să fie cât mai bine protejat, să aibă mobilitatea necesară, iar apoi, în afara echipamentului, apar elementele distinctive care fac regula cine ce grad are și așa mai departe, să știe, să fie foarte vizibil din punctul acesta de vedere. Din nefericire, nu este întotdeauna un lucru bun. Dacă ești vizibil pentru soldați, ești vizibil și pentru săgetătorii celelalte echipe. Prin urmare, rata de mortalitate cea mai mare din armata romană o aveau centurionii. Da. Pe deasupra se poartă o subarmalis. A mea este făcută din bumbac și cu un pic de lână pe interior. Este propriu-zis o vestă matlasată, mai multe straturi de material. În epoca respectivă, straturile de material se lipeau cu clei de oase. Așa. Cleiul de oase are particularitatea că după ce se întărește arată aproape ca și plasticul și este foarte rezistent. Și motivul pentru care se purta sub armalia este la fel ca să fie mai ușor distribuită greutatea armurii și în același timp să asigure o protecție suplimentară pentru că inelușele astea de la lorica mea, hamata, de la cămașa de zale nu au o eficiență atât de mare împotriva unui vârf de săgeată foarte ascuțit, de exemplu. Prin urmare, amândouă la un loc făceau cât o armură bună, cât o segmentată sau o musculată, că prin astea nu treceau nimic. Prin urmare, avem tipul ăsta de adaptare folosit de armata romană în epoca respectivă. În ce îi privește, au foarte multe îmbunătățiri aduse echipamentului de-a lungul timpului, mai puțin vizibile în primele secole. Marele salt către protecția supremă, ca să spunem așa, în armata romană, o au după ce se întâlnesc cu dacii. Am auzit această poveste. Este o realitate. Dacii aveau acele falxuri,
care decupau tot ce ieșea de după scut, mâini, picioare, spărgeau capete. Prin urmare, au fost nevoiți să-și îmbunătățească echipamentul semnificativ, adică și soldații au început să poarte ocrea, manica pe mână, coiful ranforsat cu niște întărituri pe aici, pe partea de deasupra, și în felul ăsta au dus-o mai departe. După ce s-au confruntat cu dacii și au reușit să cucerească provincia, s-au dus în Partia. Ăsta era scopul final al lui Traian, ca orice mare conducător de oști, să-i calce pe urme lui Alexandru cel Mare. Prin urmare, mergând încolo către Partia, dând de arcașii parților, se spune că după ce au trecut prin teribilele falxuri ale dacilor, săgețile parților li se păreau o ploaie de vară. Am aici un brâu din lână. Se poate purta peste tunică în momentul în care umblu mai lejer, așa mai light. Sau eu, luând o statuie de aici, de la noi din muzeu, este lângă ieșire, am observat că peste pteruge, chestiile astea, se purtă împăratul sau cine este reprezentat acolo, că nu are cap, statuia respectivă, are două capete de brâu cu ciucurei în capăt. Prin urmare, am folosit și eu partea asta de echipament în felul ăsta, după moda secolului al doilea. Pterugele pe care le vedeți pe coapse și pe antebrațe au rolul de a proteja mâinile și picioarele de tăieturi adânci. Aceste straturi suprapuse fac ca să nu se ajungă la vasele de sânge sensibile din zonele respective, artera femurală și așa mai departe. Este și asta o invenție și chiar dacă arătăm ca o balerină în tutu, este totuși un lucru bun pentru că nu avem probleme. Cămașa mea de zale are undeva la vreo 12 kg, cu totul am 33 de kg după ce mă îmbrac. E o realizare pentru noi să stăm îmbrăcați două zile la un festival. Vă dați seama că oamenii ăștia stăteau așa 25 de ani cât era serviciu militar. În fiecare zi... Mai am nevoie și de ajutor? Ajutor? Okay. Dacă puteți să trageți de partea de jos, mulțumesc. Așa. Oh. Probabil și ei aveau nevoie de ajutor, nu? Se ajutau unii pe alții. Se ajutau între ei, cred că aici la spate. Eu. Așa. Mulțumesc. Se ajutau. Fiecare legiune era împărțită în subunități mai mici. Legiunea era formată din 10 cohorte. O cohortă era formată din 6 centurii, o centurie era formată din 10 contubernii. O contubernia fiind 8 soldați care împărțeau un cort în timpul expediției sau o cameră în castrele permanente. Prin urmare, oamenii ăștia erau ca frații. Știau fiecare ce nevoie are celălalt, munceau și luptau cot la cot și până la urmă cam asta este politica soldatului roman, ca de fapt în orice vremuri. Soldații nu luptă neapărat pentru un regim, ci luptă pentru cei care sunt lângă ei. Și dacă erau probleme de personalitate, dacă nu se înțelegeau? Pentru asta existau ofițerii. Un castru roman avea un club al ofițerilor, tribunii. Ofițerii superiori erau organizați în niște tribunale, așa se numeau cluburile acestea de ale ofițerilor. Iar cauzele sau divergențele soldaților erau gestionate de către acești ofițeri, ajungând mai târziu ca acel club al ofițerilor să devină, să aibă sensul pe care l-au tribunalele astăzi. Peste armură, ofițerii purtau pe partea dreaptă pe partea stângă un gladius, soldații îl poartă pe partea dreaptă, pentru că ei aveau scutul acela mare, știți cum au soldații romani, iar scutul acela se poartă cu mâna stângă. Dacă ar fi teaca aici, în momentul în care se produce ciocnirea celor două tabere, mâna îi poate fi rănită de către teacă sau și-o poate rupe, pentru că e făcută dintr-un lemn subțire. Prin urmare, o purtau pe partea dreaptă, iar de scos se scoate ușor pe orice parte ar fi. Ofițerii o purtau pe partea stângă, pentru că era și ăsta un semn al gradului lor. Mai am aici... Acum încep elementele distinctive. Ați văzut gladiusul pe partea stângă. Apoi, legații, generalii legiunii sau împărații dădeau unităților militare tot felul de decorații, tot falere se numesc astea, și falerele acestea au și o semnificație religioasă și una mitologică, să spunem așa. Și de apartenență la... Nu? Astea sunt falerele soldaților pe care eu îi conduc, deci ofițerii purtau aceste decorații în numele întregii unități militare. Cu cât am mai multe decorații, cu atât mai vrednici sunt soldații, cu atât mai vrednic sunt și eu, că eu îi pregătesc. Prin urmare, e un motiv de mândrie de ambele părți.
exista atunci, ajungeai ofițer sau ajungeai centurion clar după meritele din timpul bătăliilor sau erau și atunci și pile și relații? Există foarte multe pile și relații documentate în epoca respectivă. Dacă existau posibilități financiare sau dacă personajul respectiv provenea dintr-o clasă superioară, din clasa cavalerilor sau chiar și din clasa nobiliară, dacă vreau să intre în armată și nu aveau întotdeauna posibilitățile fizice sau morale să o ia de jos până la un anumit grad, puteau să fie numiți pe funcție. Dar, în general, se avansa în grad, cel puțin până la centurion, se avansa după merite. Centura pe care o port este numită cingulum militaris. În epoca respectivă și civilii purtau curele cum avem astăzi, doar o bucată de piele și cataramă. Dacă vedeai pe unul care o centură din asta așa bogat decorată, știai că e soldat chiar dacă nu avea decât tunica pe sub centură. Și are și ea mai multe designe, ca să spun, sau designuri, cum e termenul corect. Soldații poartă un tip de centură cu niște chestii care atârnă aici în față ca un șorțuleț. Nu au rol protector, sunt doar de bling, ca să spunem așa. Le plăceau foarte mult să se împopoțoneze, să-și arate statutul, era o mândrie să fii soldat. Și chestiile care atârnă la mine într-o parte, la ei în față, au în capete niște ornamente care, dacă se ciocnesc unele de altele, sună ca niște clopoței. În momentul în care mergi pe stradă și auzi că clincă neunul în spatele tău, te dai la o parte că știi că vine un soldat. Decorațiunile puteau fi făcute din bronz, din argint, argint aurit, după posibilitățile fiecăruia. Soldații își plăteau echipamentul, nu li se dădea de la bază, ca să spunem, adică li se dădea, dar trebuia să-l achite. Și pe măsură, dacă înainteau un grad sau dacă li se mărea solda și așa mai departe, ei puteau, după bunul plac, să își îmbunătățească echipamentul așa cum vreau ei. Cu ce? Cât era scump echipamentul? Destul de scump, da. Sunt surse care ne spun că uneori și primii 5 ani de zile un soldat tot plătea la echipament și ar fi fost tot în datorii până să reușească să-și-l achite. Însă în momentul în care intervenea o campanie, campania era o sursă suplimentară de venituri, prin urmare sursă de sclavi, sursă de pradă. Dacă era cazul, de obicei îi rețineau ofițerii la partea de pradă, tocmai ca să asigure după aceea o pace trainică cu populația civilă. Dar existau și cazuri, prin urmare, existând venituri suplimentare, puteau să își mai plătească din datorii și așa mai departe, să-și achite tot ce aveau de achitat, astfel încât să ajungă pe plus la finalul serviciului militar, cei care supraviețuia. Pentru coif există niște tipuri de protecții sub forma unei căciulițe sau un pileus, cum vedeți căciulile de daci. Sunt unele care au și obraj, așa ca și o cască pe dedesubt, făcută din pâslă sau din lână. Eu am ales să fac chestia asta așa ca un turban, e o interpretare personală, nu este corectă din punctul nimănui de vedere, dar este practică pentru că mi-am cumpărat un coif, din nefericire, ca să-mi iau un coif personalizat după capul meu, care este mic, cum glumea un profesor de la noi de la școală. Dobra, capul tău e mic și mintea stă lejer în el. Pentru că am capul mai mic, coifurile se găsesc standard sau făcute pe comandă. Nu am investit într-unul făcut pe comandă. Mi l-am luat pe ăsta, e un pic mai mare, prin urmare trebuie să bag o umplutură mai mult în el. Și în felul ăsta poate să-mi stea coiful astfel încât să îmi folosesc acele simțuri pe care le am la nivelul capului. Vedeți, e un coif de tip Imperial Gallic, se numește ăsta. Gallic pentru că este un tip de coif ca design preluat de roman după războaiele cu galii și este imperial pentru că a fost folosit în perioada imperială. Este un coif care asigură o protecție bună din toate părțile și din față și din lateral. Mișcarea naturală a capului atunci când vine ceva spre gât este să lași capul așa, prin urmare asta făcea o punte aici și nu permitea decapitarea. Dar în același timp permite să văd, să miros, să aud, să vorbesc și așa mai departe. Oricum trebuie să fii fost foarte greu să stai sau să lupți cel puțin. Este un tip de echipament pe care după o purtare medie, nu îndelungată să spune, ajunge să nu-l mai... E ca un maieu, propriu zis. Și nouă, ne e greu în mai, când ieșim din iarnă și ne apucăm de reprezentații și de evenimente, dar după vreo două, trei evenimente deja nu se mai simte, vine natural.
mai ales că partea de pe corp, cel puțin, este făcută după fiecare. Prin urmare, vine natural ca o a doua piele și totul este în regulă. Da. E un fel de saună mobilă, un fel de a face exerciții fizice. Totdeauna suntem mai fit la sfârșitul sezonului decât la începutul sezonului, datorită faptului că purtăm echipamentele astea. Aveți mulți membri în echipa de reenactment? În trupă, oficial, sunt peste 60 de membri. Bine, aici intră și dacii, și gladiatorii, și civilii. Dar în lume sunt extraordinar de mulți, ca să spunem așa. Noi, în România, ca și fenomen, suntem mai tineri. Cei care au pornit primii pași pe partea de reconstituire istorică sunt cei din pe perioada medievală. Cea mai veche trupă de reconstituire istorică antică la noi în țară are undeva până în 20 de ani vechime. Noi suntem, ca să spunem așa, cam a doua sau a treia apărută, dar suntem bine poziționați în partea asta de reconstituire istorică antică. Și ultimele două lucruri care mă scot în evidență ca ofițer, e odată creasta asta, a mea e făcută din pene de fazan. Sunt surse care ne spun că ar fi fost făcute și din păr de cal. Avem ceva care a fost găsit la zidul lui Hadrian, o specie de mușchi locală tăiat așa ca și o creastă. Se bănuiește că s-a folosit și partea aceea ca și creastă pentru un ofițer. Și este pusă așa dintr-o parte într-alta, pentru că ăsta este gradul de centurion. Dacă ar fi fost pusă din față în spate ca la cocoș, ăla este opțio sau locotenentul centurionului. El stătea în spatele trupei, repeta ordinele, se asigura că nimeni nu fuge din fața dușmanului. Apoi avem, cum vedeți pe armura noastră acolo sus, cea de solzi, blănuri de animal puse pe coif ca și element distinctiv. Aceste blănuri de animal, care erau de fapt simbolul lui Hercule, știți că și el purta leul din Nemea pe corp, sunt purtătorii de standard, care chiar dacă sunt din eșalonul inferior al ofițerilor, sunt poate cei mai importanți, pentru că ei purtau standardul onoarea legiunii, dar erau și contabilii subunităților din care făceau parte, adică dețineau statele de plată. Și avem apoi ofițerii superiori, prefecții castrului, care nu aveau neapărat un panaș sau o creastă, dar aveau coifuri mai elaborate, tribunii, care aveau coifuri mai elaborate și panașe mai interesante, iar legații, imaginea lui Marte, zeul războiului, erau echipați aproximativ ca și statuile pe care le avem reprezentate peste tot în Imperiul Roman. Iar bățul ăsta de viță de vie este vitisul, este bastonul de ofițer al centurionului roman, este elementul lui distinctiv, simbolul autorității, dar și un instrument de pedeapsă pentru cei care nu ascultau ordinele. Avem un centurion menționat în sursele antice, care a fost podeclit cedo alteram, adică adume altul, pentru că obișnuia să-și rupă bățul pe spatele soldaților. Doar din acest echipament, uitându-ne la el și ascultându-vă, poți să intuiești de ce la nivel mondial există atât de mulți fani ai civilizației romane din punct de vedere al reenactmentului, pentru că, într-adevăr, e ingeniozitate la fiecare pas și de puține ori lucrurile de-a lungul istoriei au mai putut fi inventate altele decât fără să facă referire la perioada romană. Acum, noi ca și băieți, știți că băieții nu se maturizează niciodată. Noi întotdeauna avem nostalgia asta să fim războinici, să călcăm pe urmele strămoșilor noștri și așa mai departe. Este o exprimare a naturii noastre într-un fel. În același timp și o nostalgie, pentru că Imperiul Roman, așa, la nivel politic, este o formă idealizată de viață, ca să spun, de guvernare, nu neapărat de viață. Și avem atât de multe lucruri despre romani cunoscute, pentru că au ținut ei, cum vă spuneam, să scrie lucrurile peste tot și nu mai putem să ne închipuim câte s-au pierdut de la ei încoace. Dar eu personal, chiar dacă sunt parte din trupa asta de reconstituire istorică, interpretez un soldat roman, sunt fan al romanilor pentru ceea ce au realizat ei din alte puncte de vedere, respectiv construcții, modul în care puteau să aducă oamenii la oaltă, frățietatea asta sau fraternitatea dintr-o unitate militară, este ceva extraordinar. Cu privire la construcții, nici astăzi nu putem să spunem că suntem la nivelul eficienței lor. Da. Avem cercetări care ne spun că în Dacia, provincia, partea asta de România pe care o avem ca și Dacia, în cei primii 11 ani după cucerirea provinciei până la moartea lui Traian s-au construit cam 4.000 de kilometri de drum roman, dacă faceți o paralelă cu cei aproape 1.000 de kilometri de autostradă pe care avem noi de la Revoluție încoace.
aveau pentru vremea aceea sisteme de canalizare, cum este și sistemul ăsta de rigole de lângă zidul nostru, foarte bine elaborate, foarte bine desenate, astfel încât să comunice de la subteran până la subteran, până la forma finală de deversare a apelor pluviale, ca să vorbim despre cazul nostru particular. Cloaca maximă la Roma funcționează după mai bine de 2000 de ani, încă face față la tot ce are Roma de oferit și așa mai departe. Da. Sunt atât de multe lucruri pe care le-au lăsat în urmă și care ne uimesc.